Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre o altă criptomonedă care se poate deprimi gratis participând la airdrop care la ei se petrece pe site-ul Fructis, așa se numește și moneta. Deci este o monedă creată de agricultori. Acum mai fac ICO din Uniunea Europeană. Deci pentru a participa la strângerea monetelor trebuie să facem înregistrare. Apăsăm pe registru. Unde? Introducem login-ul. Eu încă n-am făcut înregistrare, pentru că am introdus datele ca să fie mereu. Login-ul dorit cu care să intrăm. E-mail-ul pe care vine mesajul. Parola. Repetăm parola. Mai jos. Deci, este informația despre persoana care va invita. Mai jos introducem portofelul Ethereum. Îl găsiți unde l-aveți. Deci trebuie să fie de la MyEther Wallet sau din MetaMask. Apoi BFM. Suntem de acord. Nu suntem robot. Așteptăm să se încarce. După aceea apăsăm pe registru. Unde așteptăm? Deci, aici ce scrie? Că pe e-mail este trimis un mesaj care trebuie este de activat. Deci, nu vreau să se facă. Merge greu calculatorul. Când vreți să faceți un screen, deși instalați așa ceva în bară, care vă ajută să fixați careva momente ca să nu le pierdeți. Pe urmă, de pildă, site-ul nu permite să faci mai multe. Sunt unele lucruri care poate să nu să se mai repete. Doar odată când faci înregistrare apar. Așa. Și de aceea eu am să solvez. Deci închid. Mă duc în posta electronică. Unde trebuie să fie un mesaj de la ei. Deci. Încă nu a venit, reînnoiesc. Deoarece vă câteva ore n-am intrat în poșta electronică, la mine informația nu se vede actuală. Doar după ce s-a reînnoit, vedeți, i-a apărut mesajul. Unde este un cod? Putem să-l copiem. Sau apăsăm pe clip. Așa, uitați-o, când am făcut acest lucru, îmi spune că
Am făcut verificarea. Adică contul este verificat. Acum trebuie doar de continuat acolo. Eu de ce salvez? Pentru că încă n-am făcut și în rusă video. De obicei încep în rusă, dar depinde pe ce canal sunt acum. Sunt pe canalul în română. Deci am început cu versiunea pentru limba română. Deci, la noi aici, DF. Și apăsăm pe verificare. După aceasta, vedem ce mai apare. Trebuie să apară o inscripție. Site-ul se încarcă mai greu. Scrie că contul este activat. Deci, facem login. Unde indică login și parola. Apăsăm pe captcha. Că nu suntem robot. Și intrăm. Acum, în interior, voi arăta pașii care trebuie făcuți ca să primim moneta. Deci, uitați-o. Aici nou ne arată informația care am introdus-o, care este la profil. Unele lucruri va trebui de modificat. Deci, inițial, avem 0 monete în balansă, dar uitați aici ce este important la profil. Deci când intrăm la profil, aici ea este linkul nostru de referal. Dacă o să doriți să invitați oameni. Acum mergem mai jos. Unde este informația? Cine v-a invitat, data înregistrării, alte lucruri care o să le introduceți. Aici ea, de primul adresă, nume și așa mai departe. Ca să introduceți, apăsați pe edit. Deci, pentru a edita datele, deci introduceți nume. Asta o să faceți singur și pe urmă apăsați pe salvare. Nu ne trebuiește după aceea să intrăm în airdrop, unde se dau acele monete. Deci, airdrop pe noi interesează direcția aceasta. Și acum uitați-o, pentru fiecare sarcină îndeplinită, primim monete. Deci, inițial trebuie să vă aduceți Facebook. Deci adăugăm aici toate conturile noastre. Deci Facebook-ul nostru, Twitter-ul nostru, Telegram, LinkedIn și le salvăm. Pentru că ele vor fi folosite pentru a ne verifica. De pildă, Twitter. Deci introduceți datele voastre personale.
două restul să fac mai târziu ca să nu vă întrerup. Vedeți? Prelung să fie. Uitați, când ați făcut, s-a bufat. Acum. Pentru prima. Mi s-au dat 15 monete, cam între datele. Mai jos. Deci, pentru fiecare o să fie, eu încă n-am adăugat Facebook și LinkedIn. Uite, ele aici încă nu sunt. Deci, când o să le fac, peste toate, uitați-vă. Adăugați, pe urmă depliniți sarcina. Și pentru fiecare sarcină deplinită care este bufată, așa, primiți cantitatea de dată indicată alături. 15 monete, 5 monete, 10, 5, 5 monete, 10 monete, 5 monete. Deci, 25. Arată că 50, dar îmi pare că mai mult. 15, 25, 25, undeva. Deci uitați-vă, la Twitter ce facem, deci apăsăm pe acest buton, unde în inițial îndeplinim sarcina, trebuie să facem înscriere la pagina lor. Deci apăsăm pe a citi. Așa, după ce noi am apăsat, facem așa ceva ca să ni se verifice. După aceea, deci a să înțeles ideea care este cu toate acestea care sunt mai jos. La rând faci toate. Deci am făcut cu Twitter. Mi s-a adăugat 10. La Telegram vă uniți. Apăsați pe acest buton. Vă aruncă la două grupuri la ei. Pentru fiecare grup se dă câte 5 monede. Unde vă uniți. În Telegram. Uneori merge mai greu. Dar nu avem încotro, că nu aveți multe grupuri unde suntem uniți, merge mai greu. Mai trebuie de verificat unde deja s-au terminat SEO, dar nu vreau să risc. Deci nu e vorba să risc, e vorba că nu prea am timp liber. Deci a apărut canalul, apăsăm pe Join, așa, după aceea, facem aceeași procedură și aici uitați, deci cruce, croșe, pe urmă, după ce am îndeplinit sarcina, o să apară cuvert de bufat. Pentru ce trebuie acest lucru de făcut? Pentru că monetele acestea care sunt acum este o cantitate, deci ele nu sunt la fără limită. Deci cine dovedește? Și
Aici uitați-o că se adaugă cantitatea de monede care deja acumulate. Deci uitați-o, 15 cu 10 și cu 5, deci eu am 30 de monede. Nu era acolo. Deci total ele sunt, uitați-vă, încă 15 și cu 50 sunt total. Pentru invitat, prieteni, primim câte 10. Dacă vrem mai mult, putem mări nivelul, dar asta deja. Deci uitați-vă, studiați deja mai detailat lucrurile. Persoanele invitate, o să le vedeți în My Team. Deci un profil trebuie să editați datele și acolo este și linkul de referral. Care îl găsiți aici. Pentru ca să puteți invita persoane. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.